Bună tuturor! Vă mulțumesc că vizionați acest video, vă mulțumesc pentru aprecieri. Am să fac acum o citire mai specială pentru următoarele 3 luni de zile. O citire cât mai completă, care să dezvăluie aspecte importante despre planurile importante ale vieții de zi cu zi, dragoste, bani, carieră, sănătate. Dar voi veni și cu amănunte despre trecut, prezent, viitor. Și ca să fie puțin mai personalizată această citire, o voi face în 3 variante. Varianta pietrei verzi, albă sau roșie. Alegeți una dintre cele 3 variante cu care rezonați și să vedem la varianta aleasă ce poate dezvălui oracolul pentru următoarele 3 luni în planurile importante. Femei singure, bărbați singuri. Pare că e o perioadă în care poate fiecare își caută o pereche. Fiecare vrea să renunțe la celibatar, la celibat. Vrea să își găsească sufletul perechea. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Pentru prima variantă este așadar piatra verde, a doua variantă va fi piatra verde, a treia variantă va fi piatra roșie. Alegeți varianta cu care rezonați, gândindu-vă la următoarele 3 luni de zile, la o dorință sau la modul general și să vedem ce dezvăluie fiecare variantă. Să încep cu prima variantă, verde. Voi ați avut aici la trecut, poate că ați avut o perioadă în care ați fost plecați, trecutul mai puțin îndepărtat, adică vorbim ultimele 3 luni sau 3 ani, cel mult. Aici vorbim de 3, cifra 3, 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni, 3 ani, cel mult 3 ani. Așadar, ați avut poate niște neînțelegeri, o îndepărtare, o discuție mai neplăcută, să zic așa, cu un tânăr, poate fi și persoana iubită sau poate fi și un copil al vostru care s-a îndepărtat de voi sau a stat la distanță, ați avut o relație de la distanță, deci la trecut pare că voi ați avut o relație de la distanță, ați avut, a studiat, poate că a studiat, ați fost în străinătate. A studiat, poate unii dintre voi, sau copilul vostru, ați plecat ca să vă ajutați copilul să studieze, spre exemplu. Dar ați avut și niște neînțelegeri, neplăceri, o neadaptare, să zic așa. Poate unii v-ați și întors înapoi. Poate unii încă mai sunteți pentru că aveți copii care trebuie să studieze, aveți copii la școală. Sau pentru unii poate fi că joacă în viața voastră un rol important un tânăr brunețel, îl văd aici. Sunteți cumva obsedate de această persoană. Văd că ați avut și momente de fericire. Vă puteți aștepta în viitor la o nouă șansă, la un nou noroc, în dragoste. Poate veni. Visele voastre pot deveni realitate. Bazați-vă pe intuiție. Poate apărea din nou dragoste în viața voastră. Voi sunteți obsedați, poate obsedate să faceți ceva în mod special, aveți un vis al vostru, încă mai sunteți cu capul în nori, plutiți. Posibil să fi avut niște vise în care poate chiar visați că a zburați. Să știți că acest vis vă spune de fapt că
niște visele voastre se vor îndeplini pentru că sunteți într-o perioadă de creștere. Pentru dragoste în viitor, așteptați-vă totuși să aveți niște prietenii, dar nu tocmai sincere. Deci aici s-ar putea să aveți de-a face cu ceva care să vă dezamăgească, o decepție, o ruptură poate apărea. Deci legată de dragoste poate apărea pentru voi o ruptură, pentru că aveți de-a face cu persoane rău intenționate, nesincere. Deci atenție așadar la prietenile care le faceți dacă sunteți singure, pentru că puteți avea neșansa să fiți dezamăgiți în dragoste. Sau dacă aveți o relație cu cineva, cineva poate va încerca să se bage între voi, pentru că văd aici pe cineva rău intenționat, care are niște interese, care vă urmărește, vă pândește, să zic așa. Poate are legătură și cu munca. Poate fi cineva care nu vrea să aveți de muncă sau poate fi cineva de la muncă. Pare o astfel de situație. Legat de muncă, aici pentru unii poate apărea ce este pentru o schimbare. Poate vă mutați, poate faceți o schimbare, poate faceți vă transferați, vă schimbați locul de muncă. Apare un nou loc de muncă, vă retreziți la viață, apare un noroc, să știți, veți fi fericiți, fericite. Ori veți lucra de acasă, pentru unele dintre voi poate să fie că veți primi poate și vreo moștenire. S-ar putea să fie aceasta deziluzia care o aveți voi în dragoste. Că treceți printr-o supărare, dar s-ar putea să aveți poate și niște neînțelegeri aici, în familie. Dar până la urmă văd că veți reuși să depășiți. Veți munci, în orice caz, o văd că veți munci. Dar pentru unii poate apărea și o schimbare. Va trebui să vă mutați cu serviciu. Poate că va trebui să vă găsiți, orică munciți de acasă, orică vă schimbați serviciu care îl aveți și poate veți munci și de acasă și mai veți mai avea și un al doilea job. Posibil și acest lucru. Legat de sănătate, aici un cuplu joacă un rol important sau voi cu partenerul, pentru că aici pentru unii dintre voi poate apărea o despărțire. Deci noi am zis la dragoste, deci poate că veți avea o decepție, pentru că aici pot apărea niște certuri, niște discuții, niște răutăți. E nevoie să vă îngrijiți de sănătate, chiar e nevoie poate să vă îngrijiți de sănătate. Pentru unii dintre voi poate să fie că voi chiar veți lucra și în sănătate. Posibil și acest lucru. Dar în orice caz trebuie să vă îngrijiți de sănătate aici, poate sau atenție la discuțiile în contradictoriu, pentru că acestea vă pot crea niște probleme de sănătate. Răutățile altora, poate sunteți mai sensibile sau sensibili, dar văd aici că pot apărea niște neplăceri legate de sănătate, legate de, poate și legate de un copil. Neînțelegerile cu un copil, cu un tânăr aici pe voi, vă poate aduce într-o neplăcere. Cam asta e ce văd pentru prima variantă. Haideți să vedem la a doua variantă, varianta cu piatra albă. Vedem ce dezvăluie oracolul pentru această a doua variantă. Ați avut o bună prietenie în trecut. Văd aici o bună prietenă, dar și un iubit. V-a sedus cineva. Ați avut așadar o foarte frumoasă prietenie cu cineva. Poate ați avut un iubit, dar și o prietenă foarte bună. Ați avut... Poate, deci în aceste 3 luni care au trecut, 3 luni, 3 ani, poate prea mult, ați avut niște revederi cu o prietenă foarte bună. V-ați revăzut sau ați avut niște revederi prietenești. Poate că v-ați revăzut cu familia, pentru că văd aici și casa.
Da, deci v-ați refăcut casa, ați fost foarte neliniștiți, poate și pentru o relație de dragoste cu un bărbat foarte seducător. Așteptați-vă în viitor să vă revedeți cu această persoană sau veți fi seduse din nou de un bărbat asemănător cu cel care l-ați avut în trecut, care v-a sedus. Deci veți da peste același gen de personaj de dragoste, să zic așa, pasională, poate fi o persoană foarte seducătoare, veți pleca poate într-o vacanță sau vă veți cunoaște într-o vacanță. Dacă aveți partener, atunci cu partenerul vostru va fi foarte seducător, vă va da și neliniște această persoană, poate și din cauza unei alte femei, poate unei femei pe lângă casă, poate fi o persoană de acasă, cum ar veni, din preajma casei, din preajma cercului vostru de prieteni. Deci asta a trecut, prezent, viitor. Legat de dragoste, aici văd că apar niște noutăți. Va trebui să faceți o alegere, pentru că se va schimba ceva, se schimbă o perspectivă, vă veți schimba un punct de vedere, vă veți schimba casa, orașul, ceva se schimbă în viața voastră și s-ar putea să faceți această alegere și în funcție de această alegere, poate fi bine, poate fi rău, deci va trebui să luați voi o hotărâre. Deci în următoarele 3 luni de zile, pentru unii dintre voi, e posibil să apară în dragoste o schimbare, pentru că poate vă schimbați casa, orașul. Da, deci poate fi acest lucru vă dă poate și neliniște. Oricum, partenerul pleacă undeva și voi va trebui să vă decideți dacă îl urmați sau nu. Ori voi va trebui să vă schimbați orașul și nu știți ce să faceți și așa poate apărea o nouă perspectivă, un nou partener. Poate acest bărbat de care spuneam în viitor că apare un seducător, poate fi pentru faptul că veți schimba poate orașul, faceți o alegere. Sau veți cunoaște un alt bărbat care vă va seduce pe voi și aceasta va da vouă o situație de alegere. Nu știți ce să faceți, veți fi foarte neliniștite. Pentru unele dintre voi poate apărea și totuși o dezamăgire. Poate e nevoie să faceți un compromis legat de muncă. Aici văd că veți avea abundență, veți avea bani, deci apar ocazii favorabile de a avea de muncă, dar veți fi poate și într-o nostalgie pentru un loc de muncă pe care poate voi l-ați lăsat pentru a vă muta în altă parte, poate să fie și acest lucru. Dar veți avea totuși, deci apar noutăți, dar pot apărea totuși și niște escrocherii. Va trebui să fiți foarte atenți, atente, pentru că poate apărea o escrocherie, o fraudă, o înșelătorie într-o legat de bani, de câștiguri aici. Deci apar situații de abundență, de prosperitate, de câștiguri, dar atenție să nu fiți furați sau mințiți, înșelați într-o afacere, în ceva, să aveți și o decepție, o neplăcere. Un regret, să nu regretați ceva legat de o afacere, pentru o abundență, o înșelătorie, pentru că mă văd aici într-o tristețe. Legat de sănătate, aici să știți că veți sta bine cu sănătatea, poate și datorită faptului că sunteți într-o popularitate voi, pentru că faceți această schimbare, poate vă mutați într-un oraș frumos, mai mare, sau intrați într-o afacere, în ceva, pentru că aveți aici abundență, da? Care vă dă multă popularitate și acest lucru vă va aduce vouă totuși o stare de bine. Aici poate va trebui să fiți selectivi în socializare, pentru că sănătatea voastră poate depinde și de socializare. Pentru că voi veți fi poate cu niște evenimente în lume multă, veți avea niște ocazii de a cunoaște persoane, de a fi între persoane celebre sau deveni voi sunteți mai celebri. În orice caz, aici pare că veți avea șanse de a vă însănătoși, dar va trebui poate să alegeți cu grijă, să zic așa, cercul de prieteni, pentru ca să fiți într-o stare, într-o formă bună sau să vă alegeți persoane pozitive care să vă dea această stare generală de bine. Pentru că văd că pe sănătate puteți sta chiar foarte bine, pot apărea niște șanse noi de însănătoșire.
Haideți să vedem și varianta a treia, varianta cu piatra roșie. Spune la piatra roșie. Se dezvăluie cărțile de oracol. Aici, în ultimele 3 luni, cel mult 3 ani, a jucat pentru voi un rol important, o dragoste la prima vedere, foarte posibil. Părinții poate au jucat și aceștia, sau voi ați devenit părinți, poate chiar în urma acestei dragoste la prima vedere. Așteptați-vă în viitor la o afacere, să deveniți poate o femeie de afacere sau o femeie de afacere va juca un rol important pentru voi. Poate fi și acest lucru. Vă veți vindeca, veți prospera, să zic așa, în viitor. Dragostea va juca și ea un rol important. Deci la voi veți avea o perspectivă bună, aș putea să spun totuși. Apar ocazii favorabile. Deci ați avut la trecut, în ultimii 3 ani, 3 luni, ați avut așadar o dragoste, poate la prima vedere, o atracție foarte puternică față de cineva, sau a fost vorba de o atracție foarte puternică să vă deveniți părinți, să vă faceți o afacere. Poate și acest lucru și acum în viitor văd că această afacere poate crește, poate a fi cu succes sau vă veți îndrăgosti chiar acum, în această stare de prezent viitor, sunteți acum în aceste 3 luni, așadar, într-o astfel de perspectivă. Ea poate a fost și la trecut, dar mai se poate repeta și în viitor. Văd că sunteți într-o energie foarte puternică, foarte benefică pentru voi. De voi depinde și dragostea, să știți că depinde de voi, de voi, de visele voastre. Pentru că s-ar putea să aveți o aventură, s-ar putea să vă îndrăgostiți nebunește, s-ar putea să doriți să plecați în lume cu persoana iubită, s-ar putea să fiți non-conformiști, să nu mai aici vreți să ieșiți din plictiseală, poate, vreți să ieșiți din tipare, vreți să vă trăiți viața, să vă urmați visele, foarte posibil aici, dar trebuie să fiți prudenți că s-ar putea să cădeți din nor, cum se spune aici, s-ar putea să... Deci depinde de voi aici o situație în care va trebui să vă găsiți un echilibru. Pentru că această dragoste la prima vedere poate fi vorba și de cineva care mai are pe cineva. Aici poate fi și o astfel de situație. Pare că poate fi o astfel de situație. Văd că apare aici o a doua femeie. Da, deci poate fi o a doua femeie în această relație. Legat de bani, aici, aici va trebui, tot de voi depinde, ca femeie sau ca bărbat, poate depinde, chiar de o femeie poate depinde. Pentru unele dintre voi poate să fie vorba că depinde de cum vă veți pune în valoare, poate și inteligența, dar și aspectul vostru fizic. Vă legi că puteți seduce ca să obțineți mai multe avantaje. Este mai seducătoare. Apare un contract. Așteptați-vă, deci, la bani, așteptați-vă la bani, la muncă. Deci, aici are legătura cu banii, cu munca. Veți avea un contract. Poate apare un contract, un contract de muncă. Dar va trebui să fiți realiste. Poate că pot apărea aici, v-am zis că sunteți așa cu capul în nori, poate din cauza dragostei, pentru că v-ați îndrăgostit lulea, poate chiar de cineva de la muncă. E foarte posibil să fie chiar o relație cu cineva de la muncă și de aceasta apare această situație care se îmbină între dragoste și bani, câștiguri, muncă, pentru că sunteți foarte seducătoare, voi munciți, câștigați bani, dar puteți să seduceți, să vă lăsați seduse, să vă îndrăgostiți lulea, că văd aici cu capul nor, sunteți într-o dragoste la prima vedere sau foarte puternică, pasiune puternică și această situație poate să vă dea niște vise ireale, să zic așa, niște halucinații, să zic așa, deci fantasticați, poate. Și acest lucru poate că uneori vă va crea și o oarecare neplăcere.
păreți așa în 3 luni de zile că nu vă veți plictisi în niciun caz. Sănătatea și la voi văd că va ține, va juca un rol important, poate și un bărbat, cineva care va fi în viața voastră, această persoană care apare ca o dragoste la prima vedere, poate, sau care este deja prezentă și continuă această atracție, această pasiune puternică, va fi așa cu, poate chiar cu năbădăi, că văd când sunteți în nori, cu capul în nori, când sunteți cădesc din nori. Deci vă va ține așa în aceste 3 luni de zile în dragoste și poate avea și efect asupra sănătății. Dar vă veți reface, să știți. Deci vă văd că vă veți reface. Și voi veți avea momente de glorie, de celebritate în aceste 3 luni de zile și acest lucru vă va da o stare de bine, poate și datorită unei relații care o veți avea. Da? Pentru unele dintre voi poate apărea chiar un contract aici, o înțelegere, un acord, da, o propunere nouă, da, poate fi o propunere nouă de muncă din partea unui bărbat sau, da, voi puteți, sau veți face un acord, o colaborare bună cu un bărbat, ca femeie, voi cu un bărbat, posibil și acest lucru să apară o astfel de situație. Pentru una dintre voi poate să fie chiar vorba de o propunere de căsătorie, poate fi vorba de logodnă, căsătorie, dar va fi așa cu năbădăi, poate aici, poate și din cauza unei alte femei, care poate să fie și sora, spre exemplu, sau mama, care mai intră în discuție, că nu mi-apare neapărat că e trădare, când mi-apare așa, că apar niște, poate niște nebunii, o aventură nebunească, să zic așa, poate fi vorba de ce am zis pentru mine, poate fi vorba de, de un trio, pentru că e o aventură până la urmă, dar va aduce și multă bucurie, multă veselie, multe noutăți. Veți fi mai creativi. Deci în următoarele 3 luni de zile păreți mai creativi. Cam asta e ce văd pentru aceste următoare 3 luni, deci trecut, prezent, viitor. Sper că v-au plăcut aceste citiri, că v-ați regăsit în aceste citiri și că viitorul va fi plin de energie pozitivă, de noutăți pozitive, de câștiguri, oportunități de câștiguri, de carieră, de muncă, de relații. Eu vă doresc să aveți parte de dorințe îndeplinite și numai binecuvântări divine. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!